O casă incendiată și o femeie găsită înăuntru, fără viață, într-o poziție nefirească, i-au făcut pe polițiștii din Mureș să se gândească la un jaf urmat de crimă și nu la un accident. Făptașul ar fi jefuit-o pe femeie, ar fi ucis-o, apoi a dat foc ca să-și ascundă urmele. Din nefericire pentru el, hoțul i-a furat victimei și telefonul mobil. În acest fel, anchetatorii l-au localizat și l-au prins tocmai în județul Suceava. Vă avertizez, urmează detalii care vă pot afecta emoțional. Totul s-a întâmplat la începutul lunii noiembrie în comuna mureșană Gornești, unde femeia de 58 de ani locuia singură în casă. Localnicii povestesc că într-o dimineață au văzut ieșind fum din locuință și au alertat pompierii. Ajunși la fața locului, aceștia au făcut o descoperire macabră. Cadavrul femeii era întins pe jos, într-o poziție nefirească, acoperit cu o pătură. Mai mult, încăperea din care ieșea fum nu era conectată la curent și nici nu exista o sursă de încălzire. Acest lucru i-a pus pe gânduri pe pompieri care au chemat poliția. Era căzut în spate, era acoperit pe fața cu ceva. Când două colțuri la cameră au fost dat foc, la ceva cârpe sau ce, nu știu, da. S-a întâmplat cu ea când a fost luat curentul. Asta, dar de unde a știut că se ia curentul, nu știu, nu înțeleg. Convinși că femeia fusese victima unui jaf terminat cu crimă, polițiștii au început să caute indicii. I-a ajutat foarte mult când au aflat de la vecini că victima avea telefon mobil. Acesta nu se mai afla însă în locuință. A fost dat în urmărire și așa s-a ajuns la criminal. Persoana bănuită de comiterea faptei a fost identificată pe raza județului Suceava, fiind vorba de un bărbat de 46 de ani, domiciliat în municipiul Cluj-Napoca. Au fost identificate bijuterii și un telefon mobil, care ar fi fost sustrase din locuința persoanei vătămate, dar și alte mijloace materiale de probă. Ținut inițial pentru 24 de ore, bărbatul în vârstă de 46 de ani a fost arestat preventiv în cele din urmă, pentru omor calificat, distrugere prin incendiere și tâlhărie calificată.